ziua, astăzi vom citi o povestire despre un câine. Căința păcătosului. La marginea unui râu, un țăran rău fruia cu orice chip să scape de câinele său, deși acesta era un animal bun și recunoscător. Luându-l în brațe, l-a aruncat în apă, crezând că animalul se va neca și astfel va scăpa de el. Însă, bietul câine a notat cu greu până la mal, după care s-a așezat cu minte la picioarele stăpânului său. Acesta, supărat că nu reușise, l-a împins înapoi în apă, dar câinele a ieșit iar. De-a dreptul furios, țăranul a ridicat din nou animalul în brațe, dar vrând să-l arunce cât mai departe, a alunecat pe malul noroios și s-a prăvălit cu tot, cu câine în apă. Neștiind să nuate, a început să țipe și să se zbată. Când să se ducă cu totul la fund, a simțit cum cineva îl apucă de gulerul hainei și îl trage încet spre mal. Scos din apă, mai mult mort decât viu, ud tot și speriat, omul a înțeles că i-a scăpat viața tocmai câinele pe care încercase să îl omoare. Rușinea i-a cuprins sufletul. I-a mulțumit lui Dumnezeu că au scăpat amândoi cu viață, după care și-a mângâiat cu recunoștință câinele atât de credincios și au plecat împreună spre sat. În sinea sa, omul a jurat să nu mai dorească niciodată răul vreunui suflet. Faptele săvârșite de oameni sunt de trei feluri. Conform firii, mai prejos de fire și mai presus de fire. Firească este pacea, împotriva firii este dușmania și mai presus de fire sunt iertarea și binele dezinteresat, ne învață Sfântul Atanasie cel Mare. Știați că primele vietăți care s-au apropiat de oameni și au învățat să trăiască pe lângă aceștia, adică au fost domesticide, au fost câinii? Acest minunat patruped mai este numit și prietenul omului, deoarece este fidel, curajos și de mare ajutor. Să ne gândim la dulăul din curte ce apără toată gospodăria sau la câinii ciobănești fără de care niciun baci nu și-ar putea ține la oaltă turma. Dar mai sunt câinii polițiști foarte disciplinați, câinii dresați să conducă persoanele nevăzătoare, câinii salvatori ce caută supraviețuitorii printre ruinele unor clădiri dărâmate și mulți, mulți alții. Câinele este totdeauna un prieten credincios ce nu așteaptă nimic altceva de la tine decât un pic de mâncare și o vorbă bună.